La fel ca și în anii trecuți, în apropierea sărbătorilor pascale, în municipiul Pașcani urmează să fie amenajat un parc de distracții, care va fi deschis publicului de vineri chiar de Sfântul Gheorghe. Astfel, toți cei în căutare de distracție și voie bună vor avea ocazia să încerce mașinuțele electrice, călușeii sau trenulețele, la locul știut deja lângă școala gimnazială Iordache Cantacuzino din zona deal a Pașcaniului spre policlinică. Organizatorii au început deja să monteze iujurile. Parcul de distracții se va deschide pe data de 23, va funcționa până după Paști, pe data de până pe 9 mai. Prețul va fi aceleași cum au fost și anii anteriori, 10 lei la pistă, 15 lei la extremi, la astea de copii. Vor fi tomboli, vor fi parcul de distracții deschis dimineața de la 10 până seara la ora 20-21. Să vedem în funcție de program cum o să stabilim. Lumea care nu are măști va primi măști gratuite, distanțare, dezinfectanți la fiecare utilaj după ce se folosește și se dezinfectează. Vă așteptăm cu drag la parcul de distracții. De precizat este și faptul că terenul dintre parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani și școala gimnazială Iordache Cantacuzino a fost dat spre închiriere de primăria Pașcani, care a dorit să organizeze acest eveniment pe motiv că... După perioada asta de restricții, primăria a dorit să ofere pășcănenilor oportunitatea de a se bucura de acest tip de activitate de distracție în perioada sărbătorilor de Paște. Totodată, din chirie, aducem și o sumă de bani la bugetul local. Obligația de a asigura respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu virusul COVID-19 în parcul amenajat revine chiriașului și el și-a asumat acest lucru, conform purtătorului de cuvânt al primăriei Pașcani, Alexandru Dandu. De menționat este și faptul că anul trecut administrația locală a refuzat înainte de Crăciun amenajarea unui patinoar în aceeași locație, spunând că trebuie respectate regulile de distanțare socială și măsurile de siguranță impuse pe fond de pandemie. Dacă va mai fi redeschis patinoarul în aer liber în acest an? Nu. Nu va mai fi. Nu. Din ce motiv? În primul rând este un motiv legat de procedură, nu avem comisii de licitații, ar trebui să avem comisii de licitații, facem licitații, să așteptăm contestațiile, undeva ajungem pe 15 ianuarie, să zicem, în cazuri care am putea să atribuim terenul. Suntem pe o pandemie care nu a luat sfârșit, cred că cea mai bună variantă este să sărim anul ăsta cu patinoarul.